Florica Roman, doamnelor și domnilor de la Oradea, este alături de noi. Bună ziua, doamna judecător. Plecăm discuția din acest punct extrem, nu știu cum să-i spun. Cuvântul folosit de colega dumneavoastră, judecătorul Gabriela Baltag, membru al CSM, a fost cumplit. Citesc din emisiunea de vineri seara că o știu practic pe de rost, mi-a rămas în memorie. Am crezut în prima zi că este greu când am ajuns în CSM. În a doua zi a fost cumplit. Ați avut o reacție amplă și un apel pe care îl adresați colegilor noastre judecători să rupă tăcerea după dezvăluirile Gabrielei Baltag și spuneți așa, în ultimele zile atât inspectoarea Focică cât și membrii CSM Codruț Olaru și Gabriela Baltag au admis, sugerat, acceptat că există un sistem care conform inspectorului Focică îți poate născoci ceva. Numai în neagra perioada stalinismului există așa ceva. Întemeietorul NKVD-ului a spus: nu există persoane nevinovate, există doar persoane de care nu ne-am ocupat suficient. Dacă membrii din CSM-uri, inspector judiciar, sugerează, insinuează sau admit posibilitatea că se poate născoci ceva, înțelegeți cât de gravă e situația în justiție. Doamna judecător, e în agonie, în extaz, spuneți, sistemul de judiciar din în extaz, iertați-mă, în agonie, plin de metastaze. Sistemul din România. Ce e de făcut, doamna judecător? Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Am ales să ies și să o susțin pe doamna Baltag, pentru că a dat dovadă de responsabilitate și profesionalism, alegând să vorbească. Doamna Baltag a vorbit și când era președintele AMR-ului, când a avut numeroase ieșiri împreună cu președintele UNJR și cu asociațiile și au punctat probleme din justiție, începând din în ultimii 5 ani. Au criticat punctual și au venit cu idei și cu critici atunci când a fost cazul. Doamna judecător Baltag este astăzi un demnitar al statului român. Este reprezentantul CSM a peste 700 de judecători care au votat-o, motiv pentru care cred că este o voce avizată atunci când vorbește despre abuzuri. Și care a ajuns și să despre spună probleme care că sunt în sistemul judiciar. Să nu uităm și această nuanță, doamna judecător Roman, că a ajuns să spună că își lasă numărul soțului în cazul în care îi se întâmplă ceva. Deci nu doar că se poate născoci un dosar, acolo vorbea în clar doamna judecător, care să nu uităm, a avut de două ori frânele tăiate la mașină. Exact. O altă judecătoare, da, președintele AMR-ului Mona Pifniceru, a avut prezoanele tăiate. Ce să vedeți întâmplător? Ambele întâmplător. Surse necunoscute și neelucidat niciodată un astfel de dosar. Iată că se întâmplă și iată că vorbim despre faptul că în CSM se încalcă legea în mod repetat și se recurge la amenințări. De aceea vă întreb, am avut o reacție a președintelui României aseară care spunea că dacă sunt abuzuri ale procurorilor, ele se rezolvă în CSM. Dumneavoastră aveți încredere că noul CSM, pe care l-am văzut divizat între acești judecători care îndrăznesc să spună alături de doamna Baltag și să refuze să mai intre în ședință că se încalcă legea în mod repetat, și ceilalți judecători, precum doamna Chiș, precum domnul Mateescu, precum doamna Ghena, președintele CSM-ului, care sunt alături de procurori, în acțiunea de a decapita, de exemplu, inspecția judiciară, am folosit termenul folosit-o de doamna Baltag. Eu vă îndemn să vedeți altceva. Totdeauna procurorii din CSM sunt uniți și totdeauna în toate CSM-urile, cel puțin în ultimul, cel dinainte, despre care o să vorbesc puțin, dacă îmi permiteți, judecătorii au fost divizați. Divizați au fost, sunt și acum, după cum observați, pe când procurorii sunt uniți. În CSM-ul trecut, lucrurile au stat mult mai rău. Judecătorii din CSM-ul trecut deveniseră dușmanii noștri. Și nu mă ascund după cuvinte. Așa a fost. Tot judecătorii așa i-am perceput, ca fiind dușmanii noștri. Dumneavoastră sunteți un om... Dar încredere în acest CSM, eu doresc să am încredere. Și judecătorii își doresc să aibă încredere în actualul CSM. Își doresc din toată inima. Dumneavoastră sunteți un om pățit, doamna judecător, pățit, da, în relația cu acest sistem. Ați fost cercetată timp de 5 ani. Trimisă în judecată, după care s-a clasat. Din ce motiv? Că asta e important. Fapta nu există. Da. Probabil că dacă nu aș fi ajuns în poziția de inculpată, să trec dincolo de bară, nu aș fi vorbit acum cu dumneavoastră. Nu este exclus. Dar experiența care am avut-o mă obligă să vorbesc. Experiența care am avut-o, contactul cu
cei cu alți inculpați, cu avocații, cu lumea care este dincolo de noi, pe care o vedem printr-un ecran, din păcate, pentru că ne-am izolat într-o cochilie, pentru că dumneavoastră trebuie să știți un lucru. În România sunt 4.500 de judecători și 3 milioane de dosare anual. Judecătorii nu-și discută dosarele între ei. Secția civilă nu știe ce face secția penală. Eu sunt încredințată că mulți dintre colegii noștri judecători nu cunosc ce se întâmplă în justiție. Nu citesc și dumnealor apelurile organizațiilor dumneavoastră. Este una să citești. Nu cunosc personal și nu au date, pentru că majoritatea sunt oameni onești care își fac meseria, își gestionează dosarele corect și nu își pot închipui că între noi se întâmplă abuzuri. Și din păcate se întâmplă abuzuri. De aici apelul dumneavoastră către judecători să-și reamintească jurământul pe care l-au depus și spuneți dumneavoastră că e obligație să vorbească astăzi. De ce, doamna judecător? Avem obligația să vorbim. Pentru că, așa cum am scris și pe blog, ce se întâmplă acum în sistem este un dezechilibru total între acuzare și cetățeanul acuzat. Gândiți-vă așa, în timp ce judecătorul, care v-am spus, gestionează sute de dosare în fiecare an, procurorii sunt organizați piramidal. Este principiul subordonării ierarhice, ei se întâlnesc între ei, discută, fac strategii de apărare și acuză un cetățean. Acel cetățean ajunge în fața judecătorului împreună cu avocatul lui, care este de asemenea un cetățean. Iar judecătorul este singurul. El îți ochipează independența justiției. El judecă conform legii și el este singura apărare a cetățeanului împotriva presupuselor sau posibilelor abuzuri ale unui sistem care, v-am spus, este foarte puternic. Deci noastră spuneți așa, doamna judecător, ca să înțeleg clar, până la CSM, până la Inspecția Judiciară, până să audă și președintele României că judecătorii în țara asta sunt amenințați cu moartea, cu dosare fabricate, în clar spun oamenii ăștia. Și vă aduc aminte că în scrisoarea trimisă de Uniunea Judecătorilor din România, de doamna Gârbovan, către Ministrul Justiției cu privire la propunerile de modificare a legilor justiției, se dau exemple clare despre dosare fabricate, despre magistrați luați de la bară, judecători luați de la bară, că nu i-a plăcut DNA-ului sentința. Deci s-a ajuns pe sentință să fie arestat judecători, doamna. Exact asta v-am spus și eu. Bun. Și atunci, că în această situație, în fața judecătorului, care ajunge să judece, de o parte, un sistem extrem de puternic, cu resurse plătite tot de cetățeni, de cealaltă parte, el și cu avocatul lui, gândiți-vă că judecătorul poate să fie luat și acuzat de o parte din proces, de acuzare. Și atunci, judecătorul este vulnerabil. Spuneți că până și s-au întâmplat... Când judecătorii au fost chiar în dosarul nostru, au fost trimiși în judecată pentru hotărârea pronunțată, pe care procurorii au apreciat că este abuz în serviciu. Este rezultatul infracțiunii de abuz în serviciu. Și ce s-a întâmplat cu cei doi judecători? Au fugit, s-a dat clasare, ca și mie. Pentru că fapta nu există. Pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală. Pentru că nu o să pronunț o hotărâre judecătorească, nu este faptă prevăzută de legea penală, nu este infracțiune. Curat stalinism. Curat, da. Stalinist. Doamna judecător, repet întrebarea. Deci până la CSM, până la Inspecția Judiciară, până la președinte, până la ministru, dumneavoastră spuneți că soluția, salvarea în acest moment în România trebuie să vină tot de la judecători, ei trebuie să iasă să vorbească despre realitatea sistemului și asta ne va ajuta, ne va salva? Da, categoric. Trebuie să ieșim. Uitați-vă că ies deja judecători și vorbesc, ceea ce este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar, că ești și vorbești judecători. Iar doamna Baltac este vocea cea mai avizată dintre noi. Este membru CSM. Dar eu vă întreb, cine vă apără în acest moment? Cine o apără pe doamna Baltac? Cine vă apără pe dumneavoastră? Cine îi apără pe cei care au curaj să spună vrea DNA-ul să mă ia de la bară, că nu-i convine cum judec? Mi-au tăiat frânele, mi-au tăiat prezoanele. Cine, doamna judecător, vă apără? Legea ne apără, doamnă. Legea ne apără. Ce bine ar fi. Mulțumesc, doamna judecător.